Pentru a doua oară în această toamnă, Administrația Fondului pentru Mediu a amânat programul Rabla Local, urmând din datele oficiale să fie lansat după data de 11 noiembrie 2022. Prin intermediul programului, persoanele fizice care vor casa o mașină mai veche de 15 ani vor putea primi de la primăria de care aparțin un stimulent în valoare de 3.000 de lei, fără a fi obligați să-i folosească pentru a cumpăra o mașină nouă. Primarul Leonarda Chiriloae a anunțat că programul se va derula și la nivelul municipiului Roman. Rămâne în continuare suma de 3.000 de lei pentru orice autovehicul mai mare de, cu vechime mai mare de 15 ani care se va casa, sumă care va fi susținută într-o sumă cu o sumă de, din care 600 de lei vor fi de la autoritatea publică locală, iar 2.400 de lei va fi asigurată suma de către Agenția Fondului de Mediu. Pentru a nu fi niciun fel de dubiu, eu îi asigur pe toți romașcanii care doresc să participe în acest program că voi asigura toate sumele necesare din bugetul local pentru toate autovehiculele pentru care vom primi solicitare. Astfel că nu trebuie să-și facă nimeni griji că nu va putea beneficia de acest program. Singurul aspect pe care îl așteptăm e cel de reglementare, pentru că trebuie să avem exact stabilită procedura prin care vom deconta și documentația care va fi întocmită pentru a putea fi decontată suma de la Agenția Fondului de Mediu, iar pentru suma pe care o alocă municipalitatea, deja este la noi un lucru, o procedură care își va urma circuitul și în final va fi aprobată la nivel intern, odată cu aprobarea și procedurii la nivelul Agenției Fondului de Mediu. Normele de aplicare a programului trebuie să apară în așa fel încât să poată fi derulat la nivelul unităților administrativ-teritoriale.